găsit, prieteni, suntem la conferința internațională FinTech Banking for Zero, unde pe durata a două zile am discutat despre tehnologiile emergente care vor schimba fața acestei industrii, de la inteligență artificială, blockchain, machine learning, până la cloud computing și robotic process automation. Lângă mine este domnul Antonio Eram, CEO Netopia. Salut, Antonio! Ești clar obosit, adică nu mai știi cum mă cheamă. Este acest om, iată-l, el este ultimul pe listă. Da, cu plăcere, știi că... Suntem la o lună, da? Distanță de încheierea acestui an. Cu ce a venit nou, ce rezultate au fost, ce tendințe s-au manifestat în piața plăților electronice în acest an? Nu știu dacă aș putea să vorbesc de multe chestii noi, cel puțin din perspectiva noastră. Doar de adopție atunci, că adopție, trebuie să fie niște cifre mai bune. După cum probabil știi, am trecut cu succes de Black Friday. N-a căzut nimic. Nu ca alții, nu zic nume, ca să nu se supere. N-a căzut nimic, a fost totul ok. Cifrele sunt ok, nu extraordinare, adică nu e de genul... O să ți le trimit dacă vrei. În schimb, ceea ce ne-a plăcut este faptul că, mă rog, există creștere, există cerere, există implementări în continuare, paradoxal sau nu, pe zona de e-commerce. Încă sunt nebuni frumoși care intră pe zona de e-commerce și implementează și consideră că vor schimba comerțul, deci it's good. Suntem fericiți cu treaba asta. Noi în ultima perioadă am fost foarte prinși cu câteva proiecte noi pe care... Chiar era stat în comunicat de presă? Ăsta a fost cu... Da, avem un parteneriat cu cei de la Alpha Bank, prin care facem direct to card, astfel încât scurt-circuităm procesul prin care creditele se acordă, se fac mult mai repede. Dar nu asta este ceea. Ăsta era un proiect pe care a început de ceva timp. S-a finalizat cu succes. A durat ca orice chestie din sistemul bancar. Nu poți să spui că te-a surprins. A, nu. M-a surprins că l-am terminat. Așa. Ceea ce facem noi acum, am deschis o linie nouă de business. Și chiar este în linie cu ce s-a discutat la ultimul panel. Practic, noi intrăm pe piața softurilor de gestiune, case de marcat, ECRs, right? ERP. Practic, aducem comercianților mici și mijlocii din retail niște soluții performante de management al business-urilor, de încasare, sisteme de loialitate, sisteme de marketing integrat și așa mai departe. Iar ca și tangență cu ultimul panel, sistemele noastre sunt pregătite pentru ceea ce se cheamă soft POS, astfel încât să coborâm costurile de achiziție și de acceptare de sisteme de plată tradiționale, card, da? În același timp, soluțiile noastre sunt construite și să fie future-proof. Avem integrarea cu mobile pay wallet-ul nostru, evident, la nivelul căruia am adus niște funcționalități noi, o să le anunțăm în foarte scurt timp. Practic, încercăm să facem o punte între e-commerce, ce făceam până acum, mobile marketing, mobile payments, și să o aducem în zona de retail, într-un pachet care să fie, care este croit special pentru small and medium businesses. Deci este o nouă abordare, o nouă linie de business, ne băgăm în ceva în ce nu am știut să facem, n-am crezut că vom face până acum, dar care are un deja, fără să fie anunțat public, deci nu am anunțat public, deja avem 200 de comercianți care au înscris pentru noi, care s-au înscris și începe să crească frumos. Da? Cred că atunci când noi ne propunem și vom începe un marketing și comunicare, noi propunem să avem înrolați undeva între 2 și 3.000 de comercianți pe an pe soluția noastră. Iar asta va da un impuls, pentru că este totul electronic, totul online, totul cloud, va da un impuls la tot ce înseamnă servicii financiare care sunt acum dispersate. Deci, practic, ca să înțelegi mai bine, noi nu dăm doar o soluție de cash register sau de inventory, noi am construit o platformă, un fel de marketplace, uh-huh, în care
toți jucătorii sunt invitați să participe. Instituții de credit, care să dea credite la comercianți sau la utilizatori, companii de marketing, de analiză, furnizori de produse, de servicii și așa mai departe. Și am construit acest fundament. Ne-a luat ceva timp, ne-a luat 2 ani și de lucru. Dar am ajuns în momentul în care avem o soluție care este unică pe piața din România, nu mai există ceva similar și cu care credem că vom face o figură frumoasă. Din perspectiva acestei noi orientări, vrei să exploatezi oportunitățile pe care le oferă PSD2 și Open Banking? Mergem și în direcția asta. Am început procedurile pentru a deveni Payment Institution. Deci din punctul ăsta, da. Acum, mă rog, cu întârzierea dată de acceptarea și aprobarea legislației și să vedem implementarea. Că una este să ai legea. Asta era o cerință. A doua este să vedem cât de pregătite sunt băncile pentru chestia asta. Dar direcția este clară. Așa cum am spus, noi vrem să integrăm tot. Iar apropo de frictionless payments, conceptul pe care noi îl punem în piață este ceva mai mult decât frictionless. Este frictionless everything, nu doar payments. Astfel încât ceea ce vrem să facem este să facem, să, nu știu cum cuvântul românesc, să empower comercianții mici și mijlocii, așa fel încât să aibă acces la niște resurse pe care în mod tradițional companii foarte mari sau privilegii pe care companii foarte mari le aveau. Uite, să-ți dau un exemplu. 15% din companiile, din toate companiile de retail și aici includ și fast food și așa mai departe, au sisteme de loializare. 15%. Da? De ce? Pentru că sistemele ori nu interesează, ori nu știu. Este un procent mic sau mare? Este un procent extrem de mic. Da? Ori nu interesează, ori nu știu cum să implementeze, ori consideră asta ca fiind o strategie secundară, ceea ce este greșit, fiindcă într-o perioadă și de criză, și de precriză, și de post-criză, important este să ai o retenție a clienților tăi. Right? Iar noi vom face treaba asta intrinsec, implicit în sistemele noastre. Deci, practic, dăm la dispoziția, vom pune la dispoziția partenerilor noștri niște scule prin care să crească. De fapt, filozofia este foarte simplă. Dacă ei cresc, dacă ei fac bani, facem și noi. Dacă nu, nu facem decât să comentăm, să ne ascundem după, nu știu, legislație, reglementări sau lipsa acesta. Plecând de la nevoia lor de finanțare, vă gândiți chiar să mergeți până acolo încât să dezvoltați un marketplace? Asta am și făcut, Sergio. Am construit un marketplace. Deci noi nu vom fi IFN să dăm credite. În schimb, vom pune la dispoziția IFN-urilor, de exemplu, API-uri sau o zonă bazată pe API-uri prin care ei pot să acceseze baza noastră de clienți anonimizată, să-și facă scoring-ul pe ce vor ei și în momentul în care sunt pregătiți să acorde un credit sau facă o propunere de un credit, să îi acceseze și să se întâmple foarte integrat în chestia asta. Adică mi-aș dori, cu toate că știu că nu se poate în perioada imediat următoare, dar mi-aș dori să dispară toate chestiile în care trebuie să te duci cu hârtii, să le semnești și așa mai departe. Adică tot sunt în 2019. Lucrurile ar trebui să evolueze. Aici, uite, de exemplu, la evenimentul făcut de tine, am văzut tot felul de încercări prin care fiecare își dorește să reducă din această fricțiune. Dar la sfârșit există niște entități care dictează și dacă aceste entități nu schimbă optica, nu schimbă abordarea, noi nu facem decât încălzire, pentru că nu vom intra niciodată în teren. Hai. Din toate tehnologiile astea emergente despre care am făcut vorbire în aceste 2 zile, care crezi că ar fi totuși prioritară și băncile să o adopte? Cred că prioritar este partea de digitalizare a relației pe care o ai cu clientul, indiferent că acesta este o entitate fizică sau juridică. Deci aceste
anevoioase drumuri la bancă, semnează, dă-mi hârtii, fă chestii, etc. Asta trebuie să dispară. Totul trebuie să fie mult, mult, mult mai ușor. Trebuie să înțeleagă că trebuie să construim, avem sculele digitale necesare să construim o relație de încredere digitalizată, astfel încât tot procesul ăsta să se reducă. Da? Una este să accesezi un credit, să spui, să dau exemplu credit, da? Să spui vreau un credit acum, pac, pac, s-a făcut o analiză, creditul ți este, versus ok, vino, hârtie, trimite buletinul, fă o poză, nu știu ce, trimite bilanțul, ultimele 7 luni, pe 20 de ani, scrie niște hârtii, trimite-le, vino la bancă, semnezi, specimen de semnătură și mai departe. Deci chestia asta trebuie să dispară. Repet, nu mai suntem în anii 80, nu mai suntem în anii 90, nu mai suntem nici măcar în anii 2000, suntem în 2019. Trebuie să mișcăm lucrurile mai repede. Altfel, se va întâmpla următoarea nebunie. Vom fi invadați de entități care își vor pasaporta aici, care vor fi puțin reglementat sau puțin sub autoritatea BNR-ului, de exemplu, și care vor putea să facă mult mai multe chestii. Sau de ce nu entitățile juridice să aplice pentru, de exemplu, un credit într-o altă țară. Pentru că este perfect posibil și plauzibil. Se poate face chestia asta. Am tot vorbit în astea două zile despre această nevoie de transformare digitală a băncilor pentru a rămâne relevante în piața. Dar până la urmă nu s-a pus această întrebare. Care este viitorul fintech-urilor odată ce devin bănci? Adică amenințarea pentru bănci din partea fintech-ului este evident. Da? Revolut va anunța luna viitoare 1 milion de clienți. Ok. Dar fintech-ul, odată ce obțin licențele, devin bancă și atunci vor avea fix aceleași probleme pe care le au băncile astăzi, cu ce altceva vor putea veni ele? Că în momentul ăsta, pe zona de payments, e ușor să oferi experiențe mai bune decât ce îți oferă. Cred că pe banca. Toate zonele poți să oferi experiențe mai bune. Pe partea de creditare, experiențe mai bune. Pe partea de issue, de card, experiențe mai bune. Pe partea de management, de cheltuieli și educație financiară, iarăși experiențe foarte bune. Și crezi că odată ce vor trece la acest pas, își vor îmbunătăți profitabilitatea? Cel mai probabil că la un moment dat vor trebui să fie profitabile. De exemplu, Revolut nu este profitabil încă. Asta e întrebarea. Da? Pasul ăsta dimpotrivă. Dar este vorba despre market share. Și mai este ceva. Am auzit foarte puțin vorbindu-se de AI, de machine learning și de includerea acestor tehnologii cu software robots and stuff like that în procesul nu doar operațional, dar și decizional al băncilor. Nu am auzit chestia asta. Sau dacă am auzit așa cu ceva de genul jumătate de gură. Aici au o problemă majoră. Scalabilitatea vor exista și există, dar vor exista probabil și în România entități financiare, de gen financiar-bancare, care vor avea redusă la maxim masa de oameni care lucrează. Tot deciziile vor fi luate de mașini. Și cu algoritmi de învățare automată sau machine learning, vor lua deciziile din ce în ce mai bune. Chiar Brad King spunea că în orizont de timp de 5 ani, sfaturile pe care le vom primi din partea chatbot-ului asistenților virtuali vor fi numeric mai multe, mai mari, decât ce se oferă omul. Bineînțeles. În 5 ani, la nivel planetar. Este absolut clar. Și a zis Brad, este extraordinar de adevărat și se va adeveri. De ce? Păi este foarte simplu. Un algoritm poți să-l rulezi de milioane de ori pe minut. De milioane de ori pe minut. Un om are o limitare. 100 de oameni au o limitare. 1000 de oameni au o limitare. Dacă algoritmul e greșit. Partea frumoasă la un algoritm de machine learning este că chiar dacă este greșit, poate să se corecteze singur. Da? Doar dacă este foarte greșit sau a fost greșit sau i s-au dat date greșite. Dar atâta timp cât se vor da date corecte și va fi pus, mai există niște sisteme, niște modalități prin care se auto-verifică, în momentul ăla deciziile vor fi mult mai rapide și mult mai corecte. Da? Gândește-te, imaginează-ți cum, nu știu, prin faptul că ai în perioada anul trecut te-ai uitat după, nu știu, o vacanță, nu știu unde, și știm că ai plecat, te-ai uitat o vacanță în Grecia și
de fapt ai plecat în Amamaya, este posibil să zică, ok, poate că anul ăsta ai vrea să mergi în Grecia și pe baza unui algoritm foarte clar să-ți facă o propunere în care să-ți dea și pachetul de travel, să-ți dea și finanțarea și să te pregătească, nu știu, să ai și un bonus și să ai și, nu știu, schimb valutar deja pregătit și așa mai departe. Deci toată chestia asta poți să iau o decizie la o mașină doar analizând comportamentul tău din anii trecuți pus în contextul actual. Da? Deci o bancă sau o instituție financiară bancară ar trebui să implementeze chestia asta foarte, foarte ușor. Ca să nu mai vorbim de scăderea costurilor cu oamenii, de call center, de rapoartele pe care le ai cu partenerii tăi. Da? Este inadmisibil ca în momentul de față să te blindezi doar cu hârtii, să te blindezi cu hârtii doar de dragul de a te blinda cu hârtii. Doar așa, pentru că nu știi dacă BNR neapărat a cerut într-un anumit caz, nu vreau să dau exemplu acum, dar pot să spun că s-ar putea ca la Banca Națională să nu ceară respectiv, deci doar să fie o protecție pe care o bancă o are ca să-ți acorde un credit sau să-ți ceară ceva. Lucrurile astea trebuie rezolvate. Noi trăim, practic, într-un sistem în care hârtia este încă la putere. Și nu vorbim de hârtia de fiat, nu vorbim de cash, vorbim de procesele în interiorul unei bănci care sunt foarte, foarte puțin digitalizate. Dar aici este unde trebuie să mergem. Brett avea foarte clar, a spunea foarte bine, subțiați-vă, digitalizați, puneți mașinile să gândească, iar voi doar luați decizii de direcția în care este. Problema este că aici se va întâmpla o altă chestiune și anume nu va mai exista foarte multă diferențiere. Da? Și asta va fi poate grav pentru competiție. Da, cine știe. Poate că aici intervin fintech-urile care vin cu partea de creativitate și atunci diferențierea se va face de către bănci care aleg să investească sau să partenerieze cu fintech-uri, cu companii care sunt pe o anumită nișă sau care își doresc să facă, să schimbe anumite porțiuni, nu tot. De exemplu, noi ne-am dorit să schimbăm partea de payments, felul în care se relaționează această relație. Sau acest market pe care place să-l facem este să aducem la oaltă mai mulți jucători, care în mod tradițional poate n-ar vorbi unul cu celălalt. Chestiile genul ăsta de chestiuni sunt cele care vor face diferența. În rest, come on, să ții depozite și să dai credite, asta... Apropo de fintech, cum ai văzut măsura Băncii Naționale de creare acestui Fintech Innovation Hub? Este foarte interesantă, e foarte mișto că au avut această inițiativă, sper să le iasă. Eu personal nu am fost invitat, ceea ce dintr-un motiv pe care, mă rog, să zicem că a uitat să mă pună și pe mine pe listă. Dar nu este vorba doar despre asta. Cred că, în primul rând, Banca Națională ar trebui să facă un opis cu ce companii sunt în această zonă. Și cred că ăsta era mesajul. Ok, hai să vedem cât sunteți, mă. Sunteți 10 companii, 20, 50, 100. Ok, hai să vă invităm pe toți și hai să creăm acest cadru în care poate aveți și voi dreptate cu ce anume spuneți acolo. Nu toți suntem deștepți, dar împreună putem să facem mult, mult, mult mai mult. Care ți se pare următorul pas firesc de făcut din partea instituției centrale? Un sandbox? În zona asta de... Da. Cred că primul pas pe care ar trebui să-l facă este să ne cheme pe toți să ne asculte. Înainte de orice. După aceea, că facem sandbox-uri, că propunem legislație și așa mai departe. Uite, vorbeam în panelul de blockchain. Există o inițiativă privată în care companii, suntem și noi cofondatori acestei asociații, în care propunem schimbări legislative tocmai pentru să creăm un cadru legislativ, un cadru de organizare, de reglementare prin legi directe, care să ne pună în față. Adică trenul ăsta cu blockchain este un tren în care nu foarte multă lume a sărit. De exemplu, dacă România își aplică și realizează un cadru legislativ coerent, predictibil și prietenos, este posibil ca și de dorit să ajungem în partea din față, în vârful adoptării acestei tehnologii la nivel guvernamental, financiar, bancar sau în viața de zi cu zi. Este incredibil ce se poate face doar stând la masă și combinând idei de la mai mulți parteneri. Ori,
ca să răspund încă o dată la ceea ce ai spus, cel mai bine ar fi să stăm jos și să începem să vorbim. Iar această comunicare este de fapt ceea ce ne face să... ceea ce ne împiedică să ne dezvoltăm. Lipsa ei, da? Această lipsă a comunicării. Ceea ce ai făcut tu cu acest eveniment unde am putut să ne întâlnim mult și să discutăm, am mai spart niște gheață, dar nu este de ajuns. Trebuie să fie o chestie concertată și coerentă. Da? Probabil că ne vede de sprijin guvernamental pentru că este să nu neapărat, nu neapărat. De programe dedicate. Nu neapărat. Cred că trebuie, repet, să există deschidere să ne așezăm la masă. Atât. Și după ca și să există deschidere să ascultăm. Da? Să punem întrebări și să răspundem la întrebări. Și de constanță la nivel guvernamental, că dacă la fiecare 6 luni, un an, trebuie să iei de la capăt cu altă echipă. Bine, aici hai să nu intrăm în asta. 2020. Ce așteptări 2020. Ai? Da? 20. Ce obiective ți-ai propus? Vom intra masiv în zona asta de... Adopția de mobile, de mobile wallet. Va fi, vrem să intrăm pe consolidarea adopției de wallet. În momentul de față am ajuns la aproape 200.000 de utilizatori, ceea ce este ok. Am făcut chestia asta fără să comunicăm efectiv, adică nu avem campanii de marketing, campanii de înrolare. Noi comunicăm, am mai adus un serviciu sau îi lăsăm pe client, pe utilizatorii noștri să fie ambasadori. Asta ar fi o direcție și a doua este pe zona asta de ECR-uri și ERP, zona în care am investit suficient de mult și în care vrem să creăm o fundație pentru servicii ulterioare în care pe care să le partenerăm cu cât mai mulți. Ăsta va fi anul 2020 pentru noi. Este un pariu, da? Faza cu retail-ul. Este un pariu, dar până acum rezultatele sunt foarte bune. Ai tracțiune deja, da? Da. Mă bucur. Și eu, mulțumesc. Mult succes! Mersi mult, Sergiu. Mersi foarte mult. Salut! Mersi.